Hai că a fost o aventură să ajungem până aici. Ne-am așezat la poarta de la care vom pleca, dar la securitate ne-au pus să scoatem toate bagajele și înainte să... Gen, ne-au pus să scoatem toate chestiile din bagaj, toate bagajele și toate, fiecare lucru, fiecare bucățică de aparatură pe care o aveam în rucsac a trebuit să fie scoasă și pusă pe tăviță și pe banda conveiare. A fost crunt. Ne-au luat vreo 6 tăviți ca să punem tot. A fost criminal din punctul ăsta de vedere, dar am trecut până la urmă și peste hopul ăsta. Bagajele noastre se vor duce direct în Bangkok, așa că a trebuit să la check-in a trebuit să ne desfacem trollerul ca să ne luăm periuța de dinți și ce mai avem noi pe acolo. Da, am început bine dimineața în condițiile în care eu m-am culcat la 4 și ne-am trezit la 6. Au țipat și băieții de la securitate la noi. Aparent acum au mers la o tupenie aici, la scannerele de pașapoarte și n-am putut face controlul de pașapoarte singur fără să mai trecem pe la ghișeu. Măcar asta a mers bine. Avem de stat 2 ore în aeroport și după aia avem un zbor foarte lung către Doha. Dixi profită de cele 2 ore în aeroport ca să editeze vlogul. Pentru că la el a țipat băiatul de la securitate și a zis că e într-un mod bun astăzi. Am aterizat în Doha după 5 ore de zbor, suntem leșinați, n-am putut să dorm toată noaptea și n-am fost 4 ore. Cu diferența de fus orar de o oră, sunt 5 în total. O să încercăm să ieșim din aeroport, că nu știm cum, că noi am fost doar în tranzit pe aici până acum. Dar o să încercăm să ieșim, să mergem să vizităm orașul, pentru că am un loc pe listă pe care vreau să-l vedeți și voi. Cam atât am de spus. Chestiile astea nu au fost foarte de ajutor, pentru că ăștia de la Qatar au pernuțele alea din spate. Și mai mult le-au încurcat. Deci, teoretic, credem că la companiile mai low cost ar trebui să fie mai ok. O să aflăm la un moment dat. Un mic update. Nu am mai avut timp să mai dăm pentru că ne-am mișcat de colo-colo. În principiu am rămas fără dronă, a trebuit să o lăsăm la ei, la custom office și o să o luăm mâine, ne-a dat o chitanță, cum o numesc ei, și o să trecem mâine să o luăm înainte să plecăm, pentru că nu ai voie ca cetățean străin să zbori drona în această țară. La securitate, cu tot cu amprente, cu tot cu scanare de, nu știu, față, iris, nici măcar nu știu ce ne-a scanat, ne-a făcut poză. Super straightforward. Și ce mi-a plăcut foarte, foarte mult este că atunci când am trecut de security n-a trebuit să facem absolut nimic. Am băgat rucsacii, nici măcar nu i-am dat să făcut. Băgat rucsacii, a verificat, am trecut. Atât de simplu. Adică, mă rog, știu că se poate pentru că am mai făcut chestia asta, dar super, super ușor. Și am ajuns la un hotel, Premier Inn se numește. Am văzut că este unul din cele mai bune cotate de pe Booking și de pe Google Maps. Din păcate, a dat un mic fail pentru că nu merge cartela, așa că nu merge să intrăm în cameră. A fost 214 lei pe Booking cu ceva Genius discount. O să stăm aici până mâine dimineață, mâine avem la 8 și ceva. Și așteptăm să ne băgăm bagajele, deci ne plăm la toaletă și după aia o să luăm un Uber către centru. Pentru că Iulia are niște chestii interesante de care tot zice și presupun că trebuie să le vedem cu toții. Cam asta a fost peripeția noastră și acum o aștept pe Iulia să vină să cartela nouă sau prefăcută, să putem să intrăm în cameră. Au reușit? Așa parte, nu știu, a fost bucurit cheia când n-a dat-o și presupun că ar trebui să meargă. Yay! Victorie, hai să hai că vă facem și un rumpturi dacă pot... Mai foarte mare cameră și poate curată și foarte spațioasă. Și ne-au zis că avem ceai și cafea la discreție și dacă mai avem nevoie putem să sunăm la recepție să vină să ne aducă. Avem și room service aparent. Mă rog, îl plătim extra dacă îl folosim, nu îl vom folosi. O să ne lăsăm bagajele, mai stăm 2 minute în cameră să ne revenim puțin și o să mergem în oraș. O să vă arăt eu baia care arată cam așa. Avem o chestie acolo și cam asta e tot. Mai mult nu am să vă arăt. Și mai avem o oglindă aici, aparent. Iar patul ăsta e mai înalt decât patul nostru de acasă și patul nostru de acasă e foarte înalt. Și e pufos. Gata, băgăm bagajele și stăm puțin și am plecat. Am luat un Uber de la hotel până în bazarul lor tradițional, se numește Sukwaki și este probabil singurul bazar tradițional care a mai rămas în Golf. Este foarte mare și voiam să-l vedem pentru că în, mă rog, în
trecut, bazarul a fost pe punctul de a fi demolat, zona asta unde sunt magazine acum. În 2004 s-au decis că ar prezenta interes pentru turiști și l-au renovat complet, conform arhitecturii tradiționale din statul Qatar, și i-au redat viața, să zic așa. Și este plin de oameni. Abia aștept să mergem să vedem ce găsim în magazinele lor tradiționale. Miroase a tămâie și a lemn de santal. E foarte interesantă. Chiar îmi place o grămadă de magazine și majoritatea cu chestii lucrate pe mână. Sami! Am intrat în ușurile astea de aici. Toate străzile lor de prin bazar sunt foarte înguste pentru că s-a păstrat arhitectura veche de aici. Și este foarte complicat să te miști, mai ales cum mai vin oameni, ca să nu te lovești de nimic. Deci o să fie interesant. Am găsit și o hartă aici, noi suntem aici și cam asta este toată piața. Este imensă. Efectiv, nu știu unde ne-a lăsat oborul, cred că până pe aici sau pe aici, nu știu. Dar este imensă, imensă și din câte văd, sunt efectiv numai rotate magazinele, undeva la 340, 402, 500, nu știu dacă sunt atât de multe, dar... Foarte, foarte, foarte mare. Și în spate am găsit tot felul de halate și de chestii pufoase. Și te zici câți ciucuri din aia de puși la cămile. În Qatar este tradițional să ai șoi. Noi n-am știut chestia asta până să avem escale și să rămânem efectiv aici. Dar au inclusiv pe partea cealaltă față de suc Wakif, unde am fost mai devreme, au un Falcon Market, gen o piață unde se vând șoi. În spatele nostru sunt câțiva care au chestii de pusă pe cap ca să nu vadă să zboare. Și sunt așa liberi oarecum, adică poți să duci aproape să-i atingi. Cred că te și lasă să-i atingi dacă vrei. Ei se cumpără. Ei folosesc în Qatar pentru curse și pentru diferite antrenamente. Nu știu acum la ce se mai folosesc efectiv în afara de curse cu șoim, dar mi s-a părut o chestie foarte interesantă că au păstrat încă tradiția și îi poți cumpăra de la piață. Cea mai ciudată chestie care mi se pare mie este că nu cer bani ca să faci poze, să filmezi, să intri în piață și toate chestiile pentru turiști. Adică puteam să bag, n-am făcut semne de chestia asta, dar nu, se pare că nu este așa. Noi am venit din pură curiozitate să vedem ce înseamnă pentru ei tradiția asta de a antrena și a deține șoimii. Un pic... dezolant așa situația, miroase foarte nașpa în magazinele astea și nu par foarte bine îngrijiți, sunt legați, am văzut după aia că sunt de fapt legați de ambele picioare ca să nu zboare și au niște accesorii puse pe cap ca să nu vadă, să nu poată să fugă și dacă ar scăpa gen din legătura pe care o au la picioare și în fiecare magazin au o grămadă de alte accesorii pe care puteți să le, mă rog, care se pot cumpăra, că imaginez că nu pleacă nimeni din Qatar cu un șoim în avion și chestii, dar au în fiecare magazin pe cineva care lucrează accesoriile pentru șoim din piele. Mi s-a părut o chestie destul de drăguță de văzut așa ca tehnică sau nu știu, ca meșteșug. E frumoasă arhitectura din zona asta, iar peste, pe partea cealaltă a aleii față de unde este piața cu șoim, este și spital pentru șoim, unde îngrijesc șoimii răniți. Și vreau să vedeți aleea asta pe care tocmai am ajuns acum, pentru că este splendidă. Ne-am oprit la după cea mai mare dugheană de restaurant pe care am găsit-o aici. Era foarte multă lume și am spus unde este lume multe, se circulă, se consumă mâncare. Mai ales muzdailor. Mai ales murdarii lor și ne-am luat niște mâncare tradițională, ne-am luat niște cofta de, nici nu știu de ce și-a luat Dixie, cred că de mie, este aia, habar n-avem, una este de pui, ne-am luat hummus și două sucuri și n-avem loc la masă și trebuie să așteptăm. Dar am reușit să plătim cu cardul, dacă vă vine să credeți la chestia asta care e foarte dezorganizat, dau POS. Mi s-a părut extraordinar asta. Am masă de genul ăsta și cu toată lumea. Stăm cu
cu doi oameni pe care nu-i cunoșteam la masă. Practic a ridicat două fete care terminaseră de mâncat și ne-a băgat pe noi. Suntem numărul 47, n-a dat o chestiuță din asta. Noi nu știm cum se organizează oamenii ăștia, pentru că este foarte, 47. Foarte haotic, foarte, foarte haotic. Dar cumva pare că funcționează. Ce fac? Funcționează. Cred că ne simțim ca în Egipt și ca în India, pentru că cam așa funcționează lucrurile cam peste tot pe aici. Ne e mișto, adică e o atmosferă super plăcută și eu sunt rupt de somn, dar mi-am mai dat puțin energie cât să pot să ajung în pat. Și o altă chestie pe care am observat aici, că tot am trecut prin bazar, am observat că negustorii de aici nu vin la tine să te bage în magazin, să tragă de tine, să te facă să cumperi ceva. Efectiv, n-are nimeni ce treabă cu tine, mi s-a fost extraordinară chestia asta. E de super apreciat că nu-ți place, vin oamenii atunci și în jurul tău și trag de tine, hai bine, o să cumperi, hai că noi suntem români și ne simțim prost, ne zicem nu. E o chestie de cultură, dar foarte tare. Până am fi experiența de aici a fost foarte tare, merită. Ne-au adus mâncarea, doar că nu ne-au mai adus-o pe skewers, pe... Da, cum se numește? Săbii. Pe săbii, da, că sunt niște bucăți de metal care arată ca niște săbii, măcar nu sunt brigărui ca la noi. Așa arată mâncarea lui Dixie. Mâncarea mea este de pui. Ne-am luat hummus, am dat skewers-urile astea, brigăruile, sunt 5 riali bucata, au fost 25 cele ale lui Dixie, 25 ale mele de pui. A fost 10 riazi humusul, 3 riazi sosul de usturoi și încă 4 riazi câte o doză de cola. Am plecat de la restaurantul de unde am mâncat, restaurant e mult spus, de la bodega în care am mâncat și imediat lângă am dat de o piață de păsări, sunt peruși, sunt papagali, sunt niște păsări mai micuțe de toate culorile, care sincer știu, cred că sunt vopsite, nu cred că sunt culorile non-naturale. Le-am filmat cu telefonul pentru că n-am reușit să focalizăm cu camera. Au iepuri, au prepeliți, au boboși de rață. Foarte ciudată zona asta și foarte zgomotoasă din cauza păsărilor, evident. Am văzut că au și pești, de fapt mă uit acum că au și pești. O să dăm o tură pe aici să vedem ce găsim. Și iepurași broaște țestoase. Oh, trebuie să vedeți chestiile astea, sunt adorabili. Cam asta a fost vlogul din Doha, este în jur de 8:30 ceasul, ne-am învățit pe aici, am mâncat, după cum ați văzut. Noi trebuie să ne trezim în jur de 4, pentru că trebuie să ne luăm și drona și să facem check-in și toate nebuniile. Ne vedem în vlogul următor. Vă pupăm, aveți grijă de voi, dați subscribe și follow și ne vedem și pe Instagram și pe TikTok.